România iese pe 15 mai din starea de urgență, dar intră în stare de alertă. După 2 luni de izolare vom simți primele libertăți. Vom putea ieși din case fără declarație și vom putea merge din nou la frizerie, la saloane de cosmetică și la cabinete dentare. Relaxarea vine însă în etape și pentru o perioadă plimbarea va fi singura distracție, pentru că restaurantele și terasele rămân închise, iar de vacanțe nu poate fi vorba încă. Vineri, 15 mai, este noua zi a libertăților pentru români. Prima dintre ele, putem să ieșim din casă fără bilet de voie. Putem, în principiu, să ne mișcăm în interiorul localității unde avem treabă, dar este clar, nu e bine să exagerăm. Deplasările să se facă atunci când sunt necesare. Deplasările permise și așteptate de mulți vor fi la frizerie sau la saloanele de înfrumusețare. Primele programări s-au făcut deja. Bună ziua, sigur că da, pe ce dată îți dorim? Pe 16 mai mai am la ora 17. Noi ne pregătim și dezinfectăm tot salonul. Am luat dezinfectați, mănuși, măști, tot ce este necesar. Între programări sterilizez ustensile, masă, lămpi, suprafețe, cameră, tot ce se poate steriliza să nu ne infectăm cu acest nou COVID-19. Și cabinetele dentare primesc din nou clienți. Vești bune pentru cei care au probleme dentare. Începând cu 15 mai, cabinetele stomatologice se vor deschide. Totul o să fie însă foarte diferit, pentru că va trebui să respectăm noi reguli destul de stricte. Tot din 15 mai vom putea merge și la muzee și, cel mai probabil, și în parcuri. Însă aici decizia ține de autoritățile locale. Nu sunt numai vești bune. Vacanța visată de cei mai mulți români se mai amână. Hoteluri, restaurante, cafenele și baruri, toate sunt închise și așa vor rămâne cel mai probabil și după 15 mai. Și asta pentru că președintele României nu a făcut niciun anunț cu privire la astfel de afaceri. Șeful statului a declarat însă că măsurile se vor relaxa din două în două săptămâni. După anunțul președintelui, turiștii au început să-și anuleze rezervările la mare și la munte. Clienții au început să-și facă rezervări după 15 mai. Ulterior au început anulările, din cauza că a ieșit domnul președinte pe post și a zis că nu se va da drumul. Din punctul meu de vedere, am putea aștepta într-un fel sau altul să deschidem turismul în 15 iunie, să deschidem un turism mai sigur, un turism în care clientul poate să stea la restaurant, unde clientul se poate bucura de un concediu, mult mai în siguranță. După 15 mai vor exista în continuare restricții pentru ieșirea din localitate. Klaus Iohannis a anunțat că putem pleca în interes de serviciu pentru probleme medicale sau ca să ne plimbăm cu bicicleta. Este posibil să se iasă, de exemplu, pentru sport individual, pentru mers cu bicicleta în afara localității sau altele. După 15 mai vor fi interzise în continuare întâlnirile într-un grup mai mare de 3 persoane.